Eric, ai grijă, da? A, stai că aici e shaky, shaky. Unu smeu. Smeu. Smeu se numește Drachen. Drachen, în deci. Yeah. Drachen. Ăla-i termometru, vede... acolo vezi câte grade are apa. Iubi, tu poți mai jos un pic. Văd. Aaa, dar ce? Te-am filmat. Te-am filmat. Eric, uite-te la tati, ia, acum prea târziu. N-am văzut că s-a uitat la...
Cei de la hotel pregătesc ceva jos acolo lângă restaurant. Și zilele trecute au avut ceva la cină super frumos, aranjat pe o insulă. Carne de vită și carne de porc, dar atât de bună, a fost super bună. Și acum văd că fac ca un fel de grătar, dar au și, cred că și carne, pregătesc și legume pe plită din aceea încinsă. Și în mijloc văd că este un grătar. Mâncare foarte bună au, am mâncat aici de toate. Bineînțeles că m-am și îngrășat. Dar o să intru la cură după ce ies de aici. Ăla era viu încă. Bă, da, da, ce să mă zic. Da. Ok.
Gata, plecăm, concediul nostru s-a încheiat. Vom pleca la Brașov, după care mai stăm 2 zile și plecăm înapoi în Germania. Foarte frumos a fost aici, ne-a plăcut. Turbo! Bravo, super! Am plecat de la hotel și am ajuns în Brașov. Am fost cu copiii și cu prietenii lor la Parc Aventura, unde s-au cățărat și s-au simțit foarte, foarte bine. Este prima dată când mergem în acel parc în Brașov. Și după aceea am plecat în Germania. Noi deja suntem în Germania și dacă acesta a fost filmulețul de astăzi, eu vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare, iar noi ne revedem data viitoare. Vă pup, pa, pa!